Să fiu scurt. Acum să știți că îi place microfonul. Fără să știe mai nimeni, am reușit să fac câteva plan de sing, câteva diplome. Nu știe nici doamna director Pușcaciu. Și am câteva persoane care s-au legat de acest salon. Aș vrea să le dau o diplomă. Nu știu din partea cui, cred că din partea noastră care ne-am ocupat de salon și n-am trecut aici jos nicio persoană care să semneze aceste diplome, dar sunt convins că se vor găsi câteva care timp de 10 ani am muncit alături de salon. Și aș pune prima dată o persoană care a fost alături de noi și a muncit foarte mult și îmi permit lucrul ăsta, să-i dau o diplomă, un decenu de împlinit părețe, domnului Tudor Călin. Dacă este aici. Tudor Călin este colegul nostru de la Centrul de Creație și cel care așează expoziția cu mare atenție, cu talent și cu perfecțiunea pe care îl vedeți. Apoi, doamne Mihaela Gheorghe, director economic. Domnului Mihai Stănescu, care la fel a fost de la prima ediție cu noi, din păcate, dintr-un motiv întemeiat nu este acum. Domnul Leonte Năstase, un deceniu din plinit de aici. Vă mulțumesc tare mult!